Dragii noștri, vă salut cu mare drag, sunt Maria Cinarjiga și vă invit în continuare la o nouă ediție a emisiunii Transilvania Policromă. Ca de obicei, vă reamintesc că ne puteți urmări live și online pe portalul video al televiziunii române tvrplus.ro, iar pagina Facebook și canalul YouTube al emisiunii vă așteaptă cu o selecție de materiale din cadrul emisiunilor noastre. Astăzi vom începe cu o avanpremieră la un eveniment organizat de elevi ai Colegiului Național Emil Racoviță din Cluj-Napoca cu ocazia Zilei Naționale de Comemorare a Holocaustului în România. Vom continua cu un film care spune povestea sumbră a unor obiecte de artă din colecția lui Andrei Klein, supraviețuitor al Holocaustului. Apoi aflăm detalii despre expoziția Am învins, care prezintă câteva povești ale unor evrei maramureșeni care au supraviețuit Holocaustului. Vom încheia cu un reportaj despre atelierul de vară UR, organizat de către Uniunea Ucrainenilor din România, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș. În România, Colegiul Național Emil Racoviță este printre unitățile de învățământ preuniversitar clujean, în care de aproape două decenii se predă despre istoria Holocaustului din România. În fiecare an, elevii de aici marchează, prin diferite activități, Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului din România. Despre activitățile care se vor desfășura chiar astăzi, 9 octombrie 2023, vom vorbi cu doamna profesoară Maria Rițiu, doctor în istorie, și cu doamna profesoară de arte de educație vizuală, Teodora Olteanu. Dan Vișinescu. Bun găsit, doamnelor! Bună ziua și bine v-am găsit! Vă avem chiar acum, înainte de acest vernisaj pe care îl pregătiți cu elevii dumneavoastră. Aș vrea să ne spuneți pe rând ce a însemnat această pregătire mai exact și ce anume vor vedea cei care vor poposi la expoziția pe care ați pregătit-o cu elevii dumneavoastră. Da, am să deschid eu această discuție și să vă spun așa cum ați amintit dumneavoastră înainte. Este o tradiție în Colegiul Național Emil Racoviță. În anul 2000 am fost la Yad Vashem la un curs de pregătire pentru predarea Holocaustului. Începând din 2001, în această școală desfășurăm activități în fiecare an dedicate acestor evenimente triste, unice în istorie, sub motoul a uita înseamnă a repeta. De aceea ne-am gândit să implicăm cât mai mulți elevi, atât din ciclul gimnazial, cât și din ciclul liceal, în aceste activități. Astăzi vom avea o expoziție de desene și ceva literatură, la care s-au gândit copiii, povestindu-le despre aceste evenimente, care se referă tocmai la Holocaustul în Transilvania, dar și în România, pentru că știm că în România avem această zi de comemorare începând din 2004. Mai mult decât atât, va continua cu o întâlnire dezbatere cu domnul Gido Adilo, istoric la Institutul de Minorități, după care se va prezenta un filmuleț făcut de elevii colegiului, în care s-au luat interviuri de la cei care au desenat, care au pregătit expoziția, precum și de la profesorii de specialitate din această școală. Sperăm că prin aceste activități să deschidem așa inima copiilor, să cunoască toate aceste evenimente, să se implice în rezolvarea lor și, așa cum am spus, uita înseamnă a repeta, să-i facem mai empatici față de cei alături de care trăim, și să cunoaștem istoria acestei zone, acestei țări și acestei părți. Împreună cu doamna profesoară, încă din prima zi de școală am pregătit această expoziție. Nu se poate face nimic fără o pregătire și fără să anunți copiii ce dorești să faci, ce dorești să obții prin aceasta și consiliul elevilor. Colegii mei toți s-au implicat în pregătirea ei. Anul trecut am avut din nou expoziție și ce vreau să subliniez este faptul că anul trecut am vorbit și despre rom, în mod deosebit despre rom, și am avut invitați de la Institutul de Istorie Orală. Am pus în scenă piese de teatru,
o piesă foarte reușită, Răzbunarea, pe care am primit-o de la un supraviețuitor al Holocaustului provenit din Transilvania. Am făcut vizite și vom face în continuare. Am scris articole, vor apare și în revista școlii și prin acesta dorim efectiv să ne implicăm în tot ce înseamnă istoria locală, istoria națională, istoria universală. Să implicăm pe copii care va fi generația de mâine să cunoască aceste evenimente. Ați menționat de pregătirile pe care le-ați avut încă de la începutul acestui an școlar cu elevii care sunt implicați în această expoziție. Observăm și în spatele dumneavoastră deja niște lucrări, bănuiesc, care fac parte din această expoziție. Da. Ce a însemnat mai exact această pregătire, dincolo de partea asta artistică, să spun așa? Cum i-ați încurajat, ați încercat poate să le oferiți anumite subiecte mai specifice pe care ar putea să le abordeze copiii în desenele lor? Da. Deci, anul acesta am spus să nu ne oprim numai la Holocaust ca subiect de sine stătător, ci să facem niște desene, să ne referim și la tradiții, istoria evreilor din Transilvania. De exemplu, ce înseamnă o sinagogă, ce înseamnă niște simboluri religioase, care este psihologia lor, cum îi vedem noi, cum sunt reprezentați în literatură și așa mai departe. Și fiecare oră de istorie la început sau în ora de desen s-a vorbit despre aceste lucruri. Le-am adus albume în care le-am arătat. Este un album legat de sinagogile din România, de simbolurile lor religioase. Și pornind de aici, de la discuțiile pe care le-am avut, au început să deseneze. Doamna profesoară de desen a stat de vorbă cu ei. Cum folosim culorile? Care sunt bine să le folosim? Ce trebuie să surprindem? Dar ei știu foarte bine, să știți că sunt foarte sensibili, cunosc subiectul dacă îl facem în fiecare an și nu este foarte greu de lucrat cu ei. Ăștia mici mai mult, dar ăștia mari deja au o experiență, doresc, se implică, doresc să vorbesc. O să o întreb și pe doamna profesoară de educație vizuală, cum a fost această colaborare între dânsa și elev pe un subiect atât de complex și de delicat. Și sensibil, foarte sensibil. Sensibil, sigur că da. Într-adevăr, prima idee pe care am avut-o a fost că o să fie foarte complicat. Și mă așteptam să fie greu și să fie puțin copii care să-și dorească, dar având în vedere că am început de anul trecut să explorăm subiectul acesta, anul acesta am avut o surpriză și foarte mulți elevi au vrut să se exprime pe tema asta. Prin artă putem integra subiecte grele, le putem cumva înțelege mai bine și de fapt ăsta e și rolul artei, să înțelegem mai bine ce se întâmplă în jurul nostru, trecutul, prezentul, viitorul, ne ajută foarte mult să înțelegem ce se întâmplă și atunci elevii, fiindcă au reușit să integreze niște sentimente pe care le-au față de ororile care s-au întâmplat, au reușit să se exprime cumva și să își expună cumva mai ușor empatia față de oamenii care au trecut prin situații dificile, față de evrei din Transilvania, că ne-am referit destul de mult la evrei din Transilvania și atunci ăsta a fost și scopul nostru, să avem niște elevi mai empatici față de comunitățile alături pe care trăim. Da. Și vreau să vă spun ceva ce am simțit și am trăit un sentiment de împlinire profesională. Vorbindu-le de comunitatea din Cluj, vreau să vă spun că foarte mulți au reprezentat în desenele lor sinagoga care este acum activă de pe Horia, au mers la fața locului să o vadă. Probabil până acum au trecut pe lângă ea. Le-am povestit de celelalte trei sinagogi, patru au fost în Cluj. Au mers să le caute. Nu știau mult despre ele. Și au fost efectiv mirați. De ce n-am știut? Probabil că am trecut pe lângă ele fără să ne dăm seama. Și mi se pare că este un gest extraordinar. Cu cine trăim alături? Da. De ce s-a întâmplat? De ce nu s-au luat nicio atitudine față de ei?
dacă învățăm, probabil vor ști de acum înainte să nu repetăm ceea ce am așa, zis. Așa este, este foarte lăudabil ceea ce reușiți să realizați acolo cu elevii dumneavoastră. Reamintim telespectatorilor că vorbim despre expoziție de desene organizată de către elevii ai Colegiului Național Emira Covise din Cluj-Napoca, alături de profesoarele lor. Este astăzi de la ora 13 verisajul, dacă bine am reținut. Da, ora de la 13 urmat de o întâlnire de dezbatere și prezentarea filmulețului făcut de elevii. Și prezentare. Mulțumim foarte mult și vă felicităm pentru această inițiativă și pentru toate activitățile pe care le-ați derulat de-a lungul anilor în, în acest sens. Mulțumim mult încă o dată și mult succes. Vă dorim în continuare. Vă mulțumim și noi. Andrei Klein, cunoscut colecționar clujean, este supraviețuitor al Holocaustului din România. S-a născut în Transnistria, în lagărul de la Mogilev și păstrează în colecția sa câteva obiecte de artă relevante pentru acea perioadă sumbră. Povestea acestor obiecte o veți afla din filmul care urmează, realizat de către colega mea, Andreea Ghiță. Andrei Klein, un cunoscut colecționar clujan, care a prezentat mai multe expoziții despre istoria Clujului și a evreimii trăitoare în acest oraș, este posesorul unor obiecte și desene care evocă lagărul din Transnistria, unde a fost deținut în primii 2 ani de viață. M-am născut în 1942, lagărul s-a eliberat în 1944, ne-am întors în 1945 la Cluj și chiar nu am absolut nicio amintire. Amintirea mea despre lagăr în mod personal se rezumă la niște obiecte pe care le-am văzut în locuința noastră, într-o vitrină, și despre care știam de la tatăl meu că sunt obiecte pe care le-a confecționat în lagăr pentru supraviețuire. Părinții mei, împreună cu circa 4.000 de evrei din Vatra Dornei, au fost deportați în Transnistria. Au fost îmbarcați în niște vagoane de vite. După o călătorie pe care nu o pot defini, trenul s-a oprit, au fost coborâți din tren, erau într-o câmpie și de acolo au început să mărșăluiască. În acest marș au murit foarte, foarte mulți deportați. În aceste condiții, mama mea, Rozi, care de 7 ani aștepta să aibă un copil. Tocmai în această perioadă, o femeie bolnavă, subțirică, a fost gravidă cu mine. Au ajuns în Mogilev. În această localitate, germanii au alcătuit un ghetto. În 1941, Germania au predat autoritatea totală autorităților române. Atunci când părinții mei au sosit, au primit să locuiască, deci deținuții, în case părăsite, distruse, fără uși, fără geamuri,
erau locuințe mici în care trăiau 6 până 10 persoane. M-am născut în acea cameră de 2x3, în 1942. Sunt unul din puținii supraviețuitori născuți în lagăr și rămas în viață. În acea vreme când eu m-am născut, mureau zilnic circa 30 de copii de tifos. Familia Klein locuia împreună cu Elemer și Rojica Gottlieb, care aveau o fetiță de un anișor pe nume Cotița. Supraviețuirea celor doi copii depindea de abilitatea și curajul capilor de familie, dar și de generozitatea și solidaritatea altor deținuți evrei din Mogilev Podolski. Condițiile erau tragice pentru toată lumea, dar pentru un copil nou născut. Mama, am spus, o femeie foarte bolnavă, firavă, nu a avut lapte. Ce să dea de mâncare acelui copil? Părinții mei au fost ajutați nu numai de familia Gottlieb, ci de deținuții din prejur. Zic eu, o mare minune, pentru că într-o perioadă când oamenii mureau din cauza condițiilor, totuși se duceau să ajute pe cei nevoiași. Fără ajutorul deținuților din jur și acestui Gottlieb Elemer, eu sigur nu aș fi rămas în viață. Ei s-au dus și din cantină, din gunoi, au adunat coji de cartofi. Și din aceste coji au stors suc. A fost prima mâncare pe care copilul născut acolo a primit. Gottlieb noaptea mergea și fura lemne pentru foc, dar și mergea în grădinile ucrainienilor și fura sfeclă de zahăr. Sfeclă de zahăr devenind a doua mea mâncare, dacă era prins, ar fi fost împușcat pe loc, fără judecată. Și-a riscat viața, de fapt, pentru familia lui și pentru copilul acela care am fost eu. Am aflat din această carte, e cartea scrisă de Gottlieb Roja, colocuitoare cu părinții mei, care avea o fică de un om și care la un moment dat a întrerupt alăptarea și descrie în această carte, citesc din memorie câteva cuvinte, copilul urla de foame. Ce puteam să fac? L-am alăptat. Tatăl meu, un om foarte harnic, foarte bun meserios, a confecționat niște piese din lemn pe care le schimba pe alimente
și în cazuri extreme primea și bani, dar cu banii nu prea avea ce să facă, deci în general pretenția lui erau să primească alimente. A făcut saboți de lemn și mici obiecte pe care le schimba cu ucrainieni, dar și cu militari. Militarii de obicei erau foarte doritori pentru niște mici albume fotografice făcute din lemn, foarte interesant. Și marea cerere, de fapt, erau niște lentile. Deci în acea vreme ochelari nu se puteau găsi. El, printr-o împrejurare, a reușit să obțină ceva lentile de la un fotograf local. De fapt, am și eu un avantaj ulterior, pentru că acel fotograf ne-a imortalizat în cadrul lagărului, dar am obținut de la el, reparându-i aparatul de studio, a obținut niște lentile din care i-a venit ideea să facă acele lupe care au avut foarte mare căutare. Acest album, confecționat cu o maestrie foarte mare din lemn, totul absolut din lemn. Pe partea cealaltă e oglinda. Pe partea aceasta, fotografia. În cazul de față, este o fotografie a mamei mele. În 2012, Andrei Klein a reunit într-o expoziție retrospectivă lucrările tatălui său, devenit după război un foarte apreciat artist întarsier. Alături de casetele și tablourile care vădeau măiestria lui Ernest Klein, au fost expuse și lupele și albumele care salvaseră viața familiei sale în timpul detenției din Transnistria. Am avut 2 ani când am sosit în Cluj. Nu am amintiri nici de pe drum, nu am amintiri despre sosirea în Cluj. În memoria mea, prima amintire poate pentru că am și o fotografie pe care am văzut-o de multe ori și poate că memoria a lucrat mai intens decât la alte amintiri, dar prima mea amintire era în Cluj, la grădiniță, unde am învățat de fapt limba română și maghiară concomitent și aproape în egal. Revenind din lagăr, am vorbit idiș. Bineînțeles că un copil, dar am vorbit idiș și rusă. Prima amintire este un 1 mai, când copilul reîntors din lagăr a avut onoarea să primească drapelul roșu cu care copiii defilau în curte. E o imagine numai pe care o văd în fotografie, e o imagine de suflet pe care o văd cu ochii. Copilul acela întors din lagăr, copilul acela traumatizat, în subconștient, zic eu, bucuria pe care am simțit-o e de nedescris. E prima amintire și cea mai intens văzută de mine. Lipsa amintirilor personale din lagărul de la Mogilev-Podolski este compensată de obiectele de artă care evocă acea perioadă sumbră din existența familiilor Klein și Gottlieb. Rojico Gottlieb a reușit să evadeze, trecând în Nord-Nistrul, ținându-și fica în brațe. După război, a absolvit artele plastice, devenind o pictoriță recunoscută, mai întâi în Cluj și apoi în Germania.
între sutele de desene pe care mi le-am încredințat, există și acest desen. Pe spatele căruia, în limba maghiară, scrie Amintiri din Mogilev. Concret, acesta este un desen pe baza memoriei din Mogilev, dar în albumul pe care eu o dețin, sunt destul de multe desene în care un neinițiat nu își dă seama, își poate face o impresie, dar noi recunoaștem în acele desene suferința pe care a trăit-o. Andrei Klein păstrează legătura cu fiica familiei Gottlieb, stabilită în Germania. În calitate de copii supraviețuitori ai deportării din Transnistria, cei doi vechi prieteni au adunat documente, desene și picturi care așteaptă momentul unei viitoare expoziții. De curând, la Sighetul Marmației a avut loc vernisajul expoziției Am învins, care prezintă câteva povești ale unor evrei maramureșeni care au supraviețuit Holocaustului. Vom afla mai multe detalii în continuare de la Robert Cotos, președintele Asociației Maramureș Heritage. Bun găsit! Bine te-am găsit! Mă bucur să fiu din nou aici! Ne bucurăm și noi să te avem din nou alături. Iată că asociația, al cărei președinte ești un parteneriat cu Fundația Tarbu și cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș a organizat această expoziție. Vernisajul a avut loc pe data de 4 octombrie în sala radio din Sighetul Marmației și este o expoziție care, ați spus voi, prezintă povești de succes ale unor evrei maramureșeni supraviețuitori ai Holocaustului. Cine sunt aceste familii pe care ați ales să le prezentați în cadrul acestei expoziții și cum ați ajuns până la urmă la ele? De a ajuns la ele nu a fost foarte ușor. În principiu noi, atât asociația pe care o prezidez și Fundația Tarbut, am început undeva din vară să încercăm să găsim familii ale unor supraviețuitori care ar fi de acord ca poveștile lor să fie spuse în Sighetul Marmației și în județul Maramureș. 11 familii ne-au răspuns pozitiv. Au fost într-adevăr mai multe familii, dar ne-am dorit ca pozele să fie cât de cât de o claritate și de o calitate mai bună și atunci am ajuns la concluzia că 11 familii și pozele primite de la ei vor fi expuse în această expoziție. Sunt familia Wiesel, care este înrudită cu laureatul Premiului Nobel Elie Wiesel, familia Vogel din Suedia, familia Huber din Budești, majoritatea, adică toți cei 11, toate cele 11 familii sunt originare din județul Maramureș. Majoritatea acum trăiesc în Israel, Canada, Australia. O familie ne-a trimis pozele prin Muzeul Holocaustului din Sydney, adică am luat legătura cu Muzeul Holocaustului din Sydney. O altă familie, Cahan din Sighetul Marmației, ne-a trimis fotografiile prin Muzeul Holocaustului din Florida, din Statele Unite ale Americii. Adică ne-am extins la nivel internațional, să zic așa, pentru a putea lua legătura cu oamenii care sunt prezenți în această expoziție. De exemplu, Ianca Festinger. Există o piesă de teatru după doamna respectivă care a supraviețuit Holocaustul. Se numește Ianca și este o piesă de succes. Evident, este despre povestea supraviețuirii și a tragediei Holocaustului. Ne bucurăm foarte mult că aceste familii au fost de acord să le spunem poveștile, pentru că
fără acordul lor nu puteam să facem acest lucru. Sunt povești despre trecut, prezent și viitor, pentru că acele imagini pe care se pot vedea la expoziție nu sunt numai imagini din trecut. Așa este. Am încercat cumva să vorbim despre ceea ce a fost, dar din punct de vedere uman. Adică tragedia Holocaustului este prezentă și nu putem să o evităm, evident. Însă am încercat să prezentăm, au avut o viață înainte de deportări și au încercat să își construiască o viață după ce au supraviețuit acelor orori și au reușit. Pentru mine personal este tot timpul o întrebare cum au reușit să treacă peste acele orori. Adică sunt o dovadă via faptului că prin luptă, prin perseverență poți să reușești să îți construiești o viață și cu siguranță nu le-a fost ușor deloc. Am văzut că pe lângă reprezentanța ai diverselor organizații sau administrație publică locală, invitați pe care i-ați avut voi la vernisaj, ați avut și tineri. Apropo de noi, am avut chiar înainte o discuție cu două doamne profesoare de la un colegiu de aici din Cluj care organizează o expoziție tot așa pe această temă legată de Holocaust. Ați invitat și voi pe liceeni de la diverse licee din oraș. Din Sighetul Marmației au venit de la Liceul Taras Șevcenco, de la Liceul Ucrainean, de la Liceul Maghiar Levei Clara, au fost elevi de la Liceul numărul 2 din Sighetul Marmației, dar au mai venit și alți liceeni de la alte licee, Colegiul Național Dragoș Podă și așa mai departe. Eu m-am bucurat foarte mult pentru că tocmai de acest lucru avem parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și ei au fost și anul trecut partenerii noștri. În ideea în care scopul acestor expoziții este de a ajunge cât mai ușor și facil la elevi, mai ales că anul acesta istoria evreilor și a Holocaustului este o materie obligatorie la școală, dacă nu mă înșel, la liceu. La liceu. Așadar, uite o lecție de istorie altfel, la care pot veni cu profesorii, exact. Pot afla amănunte despre moștenirea culturală, despre viața evreilor dinainte și după Holocaust, pentru că, din păcate, azi sunt prea puțini evrei, atât în Sighetul Marmației, cât și în Baia Mare. Iar ceea ce vreau să spun e că această expoziție va fi în Sighetul Marmației până în 31 octombrie, dar în perioada 1-15 noiembrie va ajunge în Baia Mare și va fi vernisată în Palatul Administrativ. Acolo deja este pentru noi o mare onoare că putem să o ducem chiar în cadrul unei instituții de prestigiu din județul Maramureș. Expoziția face parte din cadrul unui proiect mai amplu, un proiect care este inclus în cadrul programului European Days of Jewish Culture 2023 cu tema Memorie. Așa este, cu tema Memorie. Este al doilea an în care participăm Asociația Maramureș Heritage, eu vorbesc de asociația pe care o prezidez, al doilea an în care participăm la acest eveniment. Mulțumim pentru că am putut să participăm, pentru că ne-au ajutat extrem de mult, iar Fundația Tarbut, care este chiar din Sighetul Marmației, este coordonatorul acestor evenimente în România, a condus și a participat la implementarea peste 20 de proiecte în România care au legătură cu acest European Days of Jewish Culture. Au fost peste tot, în Timișoara, în Arad. Deci nu a existat, cred că, un oraș ratat în Iași, Sighetul Marmației, Baia Mare. Dacă nu mă știu, și în Cluj o să fie eveniment în cadrul acestui program. Un program cofinanțat de Uniunea Europeană sub patronajul UNESCO. Da, sub patronajul UNESCO pentru prima dată în acest an. Deci, iară, uite, cât de important este toate instituțiile astea de prestigiu care sunt alături în promovarea acestor evenimente. Într-adevăr. Îți mulțumesc mult, Robert, pentru această intervenție. Reamintim telespectatorilor că această expoziție Am învins poate fi vizitată în continuare la sala radio din Sighetul Marmației de pe strada Plevnei numărul 8 până în 31 octombrie 2023, urmând ca după aceea din 1 noiembrie și până în 15 noiembrie să ajungă și la Baia Mare, unde va fi expusă în holul Palatului Administrativ. Mulțumesc mult și felicitări încă o dată. Mulțumesc frumos.
Stimați telespectatori, noi ne-am apropiat așa încetul cu încetul de final. Vom încheia cu un subiect așa mai vesel, șezători literare și tradiționale, ateliere de gastronomie tradițională ucraineană, sesiuni de karaoke în care a răsunat interpretarea melodiilor în limba ucraineană. Sunt doar câteva dintre activitățile derulate în cadrul atelierului de vară UUR, organizat de către Uniunea Ucrainenilor din România, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș. Localitatea Repedea este una dintre localitățile unde s-a desfășurat acest atelier, alături de Ruscova, Rămeț, Rona de Sus, Valea Vișeului și Păinile de Sumunte. Ce anume s-a întâmplat, vă las să descopereți din materialul următor. Eu vă las în compania acestui reportaj și vă mulțumesc că ne-ați fost alături și astăzi. Nu uitați că ne puteți găsi în continuare pe pagina de Facebook și pe canalul YouTube cu materiale care ne îndeamnă să învățăm unii de la alții tot ceea ce este mai frumos și să conviețuim toți împreună, în respect reciproc, înțelegere și bucuria de a fi înconjurați de diversitate și policromie. Sunt Maria Cinarșiga și vă doresc pace, sănătate și toate cele bune. Să avem grijă unii de ceilalți. Ми знаходимося на місці організації Союз українців з Румунії Кривий Повіт Маремореш, де відбувається перший літній семінар. Цей захід семінар є організований Союзом українців з Румунії у партнеріаті шкільним інспекторатом Маремореш. На цей захід беруть участь 25 діточок із Кривого, котрі вивчають українську мову, три виховательки і два волонтери. Цей захід відбувається 4 дні на приміщення, де діти навчаються малювати, плести, співати українські народні пісні, спортивні заходи і навчають українську кухню. Потім діточки достають їжу теплу. Добрий день. Добрий день. Ми сьогодні будемо робити одну їду дуже традиціональну, називається пирухи. Дві дівчата будуть приготувати заділля пирогу, ви будете видіти, а ми так їх будемо варити і будемо їх їсти. Să discutăm, să dezbatem, dacă aveți ceva, întrebări. Я думала цю рецепту чинити, тому що це є давня і хочу, аби діти наші вчилися їсти і чого ми їли, коли були теж діточками малі. Ходите, ходите в кухню і ми варити.
Їте дуже любили робити. Усі там були заохоплені, всі хотіли побачити, як це все робить. Дівчата були гідні, місити кісто. І коли ми їх приготовляли пироги, дуже всі хотіли. Кожне собі починало, не одно, як ми подумали, спочатку под один пиріжок починити, вони собі хотіли по два-три чинити. Можемо хтось сказати, що це є? Як це каже? Круп. Чабрика. Не чабрик? Круп. Круп. Круп, браво. Я, коли була молода, як ви, не було ні телевізору, ні інтернету. Та ми заіграли, ні телефону, правду маєш. Та ми заіграли з усякими іграшками з нашого города. Хичі ми чинили з кочану, плуті ми чинили з бігацю, ягнята з фасуль та уці. А з цього кропу ми чинили один кошулець. Такий виходить. Сьогодні приготовлено 60 доларів задля дітей, тому що дуже багато дітей сидять на телефонах, на інтернетах. Ми хотіли показати дітям наші давні традиціональні іграшки, з якими ми все грали, коли не було телефону або іншого. Зачем з долини, з нитку до гори, да вийшов один кошик. Я думаю, що це дуже добре, що наші українці нас допомагають, бо ми могли передати далі. Ми наші діти все знали, як нас учили бабки наші, так би ми могли передати дітям. І думаю, що пішли все так наперед, ми можемо діти навчити за нашу традицію і за наші давні обичаї. Це є дуже згідне, тому що діти наші дуже рідко можуть піти десь у табір. І ми дуже дякуємо файно Союзові, що вони подумали за це і за для наших дітей зробити. Дуже є добре, що організували це для нас. Файно було, починали всі, ми много приєднень, диферити активітації ми чинали, дуже файно було. Thank you.
ljubio bo, te prvo mi hrao folbal, da isme se hrali s kaučukame, nesle sme isicjame, jeca sme nesle u roći, da isme skakali u mih. Каже жалю, як я много маю, я на тебе, як на віці, зарубаю. Іванка та Іванка, сорочка вишиванка, високий та й стрункий, ще й на бороді ямка. П'ятий день завдяки Союзу українців із Румунії відбудеться прогулянка на Мокроницю, і там буде преміювання діточок, де достануть дипломи і медалі. Ми прийшли, було дуже файно, знялися з моїми ногами дітьми, і гралися, танцювалися, а так і ми пішли на Мокроницю. Порада моя була, що було дуже файно. Було дуже файно. Мені ми задавали майдуже класничні лекошики. Дякую бих організаторам та бих їм казав, що бішли майдалі. Бо було дуже файно. Для дітей спочатку було важко. Думали, що пробуємо уроки математики і румунської мови або української мови. Після того зрозуміли, що це інакші події і дуже багато хотіли приєднатися до нам. То, що не було місця і ми не могли зібрати всі діти із села. Дуже раді були, дуже гарно працювали. Дякую за все. Тут
Дякуємо Союзу українців, румуни, а головно панове депутатове Микола Мирослав Петрицький, котрий завжди підтримує такі заходи, де беруть участь наші діточки. Ми знаходимося на один з заходів, організовані Союзу філії Мара Мореш, Союз українців з Румунії філія Мара Мореш, де беруть понад 120 діточок участь. На цей захід діточки навчають малювати, плести або українську кухню. Теж діточки навчають і співати традиційні українські пісні. Ми хотіли підкреслити, що наша історія би не загубила, наша культура. Та й би ми були далі всі українцями. Цей фідбек, що ми виділи сьогодні, ці тематики, що ми тут робили в ательєрі, діти були дуже раді, нам просили. Дуже багато приходило дітей, але ми вже не мали міста числа їх приймати, бо не мали ми міста, де їх приймати. Та хочемо далі робити ці всі табори. Це як деякі речі, деякі теми, аби ми капторували майбутні діти у цей проєкт. Дякуємо організаторам, координаторам, пані це Ларисе Петрицькій, депутатові та й усім із Союзу. Ці заходи дуже, дуже важливі, тому що беруть участь дуже багато молод. І вони передають далі традицію наших діду і прадіду. Це дуже підтримано від Союзу українців з Румунії, а і головно пана депутата, він завжди підтримує ці заходи, де беруть участь діточки.